33 de puncte pe masa de lucru a consilierilor locali, dintre care niciunul atât de important încât să rupă gura târgului. S-a vrut o ședință scurtă pentru ca apoi majoritatea funcționarilor din aparatul primăriei să se ocupe de comandamentul pentru dezăpezire, dar a fost una destul de lungă în care unii consilieri s-au întrecut în discuții și comentarii la mai toate punctele. Era o anexă cu ce se cumpără, ce se achiziționează cu puncte. Am insistat și s-au prezentat ce materiale urmează a fi achiziționate. Într-adevăr, așa este ce spune domnul primar, că noi suntem cu banii, iar inspectoratul școlar sau tutela Ministerului Învățământului își alocă unele drepturi în cadrul învățământului de România. Un punct important a ținut de situația a fost EIDATP, care, deși are peste 83 de miliarde lei vechi datorii, a încheiat anul 2013 cu profit, dar în același timp societatea este amenințată cu executarea. Soluția de redresare sugerată de unii consilieri pentru a evita această neplăcută situație, rambursarea creditelor din fonduri provenite din introducerea taxei de acces pe drumul de centură. Practic, s-ar trece la o reeșalonare a acestui credit cu circa 801 miliard rambursare lunar, ceea ce n-ar fi un efort foarte mare pentru primărie și creditul s-ar rambursa și primăria rămâne cu acest patrimoniu important al său. Sursa de bani ar fi foarte simplă, practic n-ar trebui primăria să facă niciun efort în acest caz, dacă s-ar reintroduce taxa de acces pe drumul de centură, drum care a fost făcut din banii contribuabililor. Transportul local în comun, activitatea din 2013 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2014 a societății comerciale Tracum S.A. a atras iarăși discuții. Societatea are în dotare foarte multe vechituri care consumă mult pentru întreținere, motiv pentru care ar trebui abandonate și cumpărate altele noi. Asta dacă apar investitori care să devină parteneri cu primăria.